Inspectorii sanitari au închis 6 dintre saloanele de la etajul 3, sector D, al secției de pediatrie din Spitalul Județean, asta în urma anchetei pe care au demarat-o sâmbătă dimineață după ce au apărut imagini cu igrasie, faianță dezlipită și pardoseală scorojită într-un salon în care un copil de 1 an și 6 luni fusese legat de pătuți cu un ham. S-au constatat abateri la normele igienico-sanitare prevăzute de ordinul Ministerului Sănătății numărul 914/2006, iar la 6 saloane de pe structura secției au fost constatate zone de igrasie în partea în care a fost făcută o extindere și a fost inclus balconul în cadrul secției. Spitalul are la dispoziție 72 de ore pentru a remedia deficiențele. Mai multe detalii despre ancheta de la spital vor fi făcute publice luni la amiază.